Oamenii săraci se concentrează pe muncă din greu, iar oamenii prosperi se concentrează pe relații la greu. Și în traducere și mai aprofundată, aș spune că e vorba despre pârghie. Oamenii prosperi au descoperit faptul că în rețeaua pe care o cultivă în jurul lor se găsesc resurse enorme de prosperitate și își reduc cantitatea de muncă pentru a mări cantitatea de relații profunde pe care le au cu oamenii din jur. Un studiu fascinant făcut în America de Lewis Schiff ne arată că oamenii din clasa de mijloc au network-uri mai mari decât oamenii foarte bogați. Ce ne spune asta? Ne spune că oamenii care încă sunt pe drumul prosperității, dar n-au atins niveluri de bogăție, e vorba de milioane de dolari avere netă, încă au relații superficiale, pe când oamenii bogați au relații mai aprofundate cu un număr mai mic de oameni. Și asta este ușor contraintuitiv, pentru că te-ai gândit că oamenii bogați au rețele mult mai mari de unde își extrag resursele. Nu e adevărat.